Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vizitat astăzi comunitățile defavorizate din Patarât și Turda Fabrici. 700 de copii au beneficiat de o masă caldă în ajunul Crăciunului și alte daruri. Părintele mitropolit Andrei a oferit astăzi 500 de pachete cu hrană caldă pentru copiii din comunitatea de la Patarât. De asemenea, alte 200 de pachete au fost distribuite în parohia din zona Turda Fabrici. Crăciunul e sărbătoarea darurilor. Darul cel mare l-a făcut cerul pământului, trimițându-l pe Domnul Iisus Hristos să se nască în peștera din Betleem. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Păstorii din Betleem, atunci când le-a bine vestit îngerul bucuria aceasta mare că li s-a născut Mântuitor, au alergat la iesle cu darurile lor. Au venit cei trei crai de la răsărit cu darurile lor. Și noi, creștinii, ne facem daruri unii altora. Și pe bună dreptate de Crăciun s-a încetățenit obiceiul ca celor mai sărași, celor mai necăjiți, să li se facă daruri. Mă bucur că pot exprima mulțumirea și recunoștința față de cel puțin 1000 de persoane care au fost implicate în anul acesta în acțiunile de binefacere de la Patarât, prin pachetele primite din Anglia, 200 și ceva de pachete, prin tot așa peste 200 primite de la Ascor Cluj și de fapt de la credincioșii din Cluj, prin aceste 500 de porții de mâncare distribuite astăzi. E un lucru deosebit să vedem că în vremea asta afectată grav de secularizare, nața credincioși bun la suflet, care prin bunătate caută pe Dumnezeu, caută să-și arate dragostea față de aproapele și să fie pe drumul cel bun. Copiii au fost foarte fericiți și anul acesta că au primit ceva de Crăciun, au primit un cadou pentru că părinții au o situație precară și nu își permiteau ca să le cumpere asemenea cadou. Mulți copii s-au bucurat pentru că în cadouri au găsit haine, îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte, gești de iarnă, bocanci și dulciuri, deci cadourile au fost foarte frumoase. Noi am dăruit cadourile și am avut grijă ca să ajungă în fiecare familie mare câte un cadou sau cel puțin două cadouri și cu speranța că și ei între ei se vor ajuta și vor împărți din daruri ca să fie fericiți cu toții. Acțiunea de astăzi a făcut parte dintr-un proiect mai amplu desfășurat în această perioadă. Asociația Filantropia Ortodoxă, în parteneriat cu Parohia Sfântul Leonte de la Lădăuț, Londra, a oferit astăzi, în ajunul Crăciunului, o masă caldă pentru 700 de copii din comunitățile de rom din Patarât și Turda. Evenimentul de astăzi face parte dintr-un proiect mai amplu desfășurat în această perioadă, care a vizat acordarea de alimente, produse neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite pentru peste 1500 de persoane nevoiașe aflate în evidențele sectorului misionar social. Mâine, Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca va oferi o masă de prânz pentru cei 100 de vârstnici care beneficiază de îngrijire și asistență în cadrul centrelor rezidențiale din Cușma, Maieru și Târlișua din județul Bistrița-Năsăud.